Corner din nou pentru Pandurii. Sare foarte bine Cardoso și este 1-0 pentru Pandurii Târgu Jiu. 7 minute au rezistat Puștii Constanțeni în fața acestei echipe de Liga 1. Fundașul stânga Alexandre Cardoso reușește să marcheze primul gol al acestei partide. Cel mai criticat jucător de Ionuț Badea este cel care înscrie pentru 1-0. Se cer acolo cei 9 metri pentru distanța la care ar trebui să fie zidul. O lovitură liberă bătută perfect, este 1-1 în meciul dintre Pandurii Târgu Jiu și Viitorul Constanța. Cel care a marcat este Alin Cârstocea. Senzațional a bătut această lovitură liberă Alin Cârstocea, decarul echipei, 18 ani pentru el. Zâmbește până și Condescu după această lovitură liberă a lui Cârstocea. La vinclu nu era nimic de făcut pentru Pedro Mingote. Rezultatul veți putea citi pe www.sport.ro. Să urmărim întâi această fază a Pandurilor cu Cardoso. Să revedem această fază. Intrarea în careu a lui Cardoso. Este lovitură de la 11 metri. Hidișan pleacă spre minge, Hidișan apără Vlas, Hidișan cu capul, este în continuare 1-1 la Târgu Jiu. Vlas este îngerul celor de la Viitorul Constanța. După ce a apărat o lovitură de la 11 metri în turul precedent, când a calificat-o pe Viitorul Constanța mai departe, iată-l pe Vlas parând și această lovitură a lui Hidișan. Lovitură de la colț pentru formația lui Badea. Intre Iudache, un jucător cu mare experiență de 30 de ani, o lovitură cu capul și ratare mare a Pandurilor. Faza nu s-a terminat și noul intrat în teren, cred, numărul 23, intrat de câteva secunde în teren, Adrian Iordache, reușește să puncteze 2-1 pentru Panduri. Ce inspirație putem spune? Să mai zică cineva să nu fac schimbare înainte de lovitură liberă. Badea l-a băgat pe Iordache, iar Iordache din acest corner marchează pentru 2-1 Pandurii Târgu Jiu, la capătul unei faze din nou extrem de întortocheate, pentru că Stroma a luat în prima fază, iar abia într-un final a apărut acolo Iordache. Suntem aproape să intrăm în minutul 89, din nou pericol la poarta lui Vlas, a încercat Cardoso cu călcâiul, acolo se vede că e brazilian, fundașul stânga al Pandurilor, din nou centrare în fața porții și este 3-1. Tot după un corner s-a mai trecut ceva timp. I belong to Jesus, îi aparțin lui Iisus, scrie pe tricoul lui Cardoso, cel care va vedea cartonașul galben pentru această fază, dar este golul de 3-1 al Pandurilor. Au trăit cu emoții până pe final băieții lui Ionuț Badea. Revedem această fază, greșeli în lanț, din nou în apărarea Viitorului Constanța. Iordache pentru Iordache, pentru o centrare și un gol marcat de Cardoso. S-au urmat momente în care Viitorul Constanța a arătat ca o echipă de prima ligă. S-a văzut experiența primei ligi, Viitorul a atacat mult mai mult în această repriză secundă, nu a punctat și asta a costat-o. Nu uitați, de la 8:30 în direct la Pro TV joacă Dinamo Ștefan cel Mare cu ceacleul, acțiunea Viitorului Constanța, 3-2, marchează Romario Benzar și mai sunt două minute. Poate ne-am grăbit totuși, cum ar fi? Romario Benzar marchează pentru Viitorul Constanța, sunt două minute de foc.